Osana, slăvit să fie Domnul, glorie Lui în veci de veci. Vă invit să ridicăm înaintea Cuvântului Sfânt în această dimineață un cuvânt de sărbătoare, un cuvânt important. Din Evanghelia după Ioan, din capitolul 12, citim de la versetul 12 la versetul 16. Cuvântul Domnului vorbește astfel. A doua zi, o gloată mare care venise la praznic cum a auzit că vine Isus în Ierusalim, a luat ramul de finic și a ieșit în întâmpinare strigând, sana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. Isus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el după cum este scris. Nu te teme, fica Sionul, iată că împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început, dar după ce a fost proslăvit Isus, și-au adus aminte că aceste lucruri le-au scrise despre El și că ei le împliniseră cu privire la El. Amin. Reocupați locurile. Prin Harul Lui Dumnezeu, astăzi este o zi mare de sărbătoare. Este o zi frumoasă, este o zi glorioasă, este o zi în care ne aduce aminte de intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Unul dintre puține momente strălucitoare, pozitive, fără dramă, fără vreo conotație negativă la prima vedere. Un tablou frumos, un tablou care te încântă, un tablou care te încurajează, un tablou care îți dă speranță. Este așa cum s-a amintit doar începutul, începutul unei săptămâni. A unei săptămâni ce îmi permis să spun în această dimineață ce a schimbat istoria pentru totdeauna. Este săptămâna care face diferența între oameni ce eram condamnați la moarte fără de speranță și oameni ce avem dreptul să ne la eternitatea împreună cu Dumnezeu. Este o săptămână valoroasă, importantă, o săptămână grăitoare. Este vorba despre suferința și despre învierea Domnului nostru Isus Hristos, care de fapt toate acestea reprezintă fundamentul mântuirii noastre. Nu poți să delimitez nici una fără cealaltă. Trebuie să le iei împreună. Vorbim aici despre suferința lui Isus pentru păcatele noastre și vorbim despre învierea sa glorioasă, care este dreptul la viață eternă. Și spune din toată inima, Osana, slăviți să fie Domnul. Gloria lui Isus pentru toate acestea. Și pentru noi care suntem aici. Noi ar trebui să le știm, să le punem în inimă și să reprezinte adevărul care rămân în furtună, în probleme, în necazuri, le cunoaștem. Ceea ce este paradoxal, dacă mergi și vorbești cu oamenii pe stradă, dacă mergi în media și dai clic și vei căuta cum percep oamenii aceste evenimente, vei fi îngrozit de ignoranța lor. Vei fi șocat de multitudinea răspunsurilor ce le vor da și care n-au nimic de-a face cu lucrarea glorioasă a Domnului Iisus Hristos. Îți vor vorbi oamenii despre tradiții. Îți vor vorbi oamenii despre cum vor mânca de bine. Îți vor spune... Cum se vor îmbrăca de fain. Îți vor spune cum se vor distra. Unii dintre ei vor merge până acolo cât vor emite acest adevăr, fără să-și dea seama cât de ignorant sunt. Ne vom distra. Publicitatea va merge în sensul acesta. Lumină. Haideți la lumină. Și lucrurile pot să continue. Am să încep până această zi. Spunându-vă doar versetul 16 ca accent, pentru a putea să procedem la drum. Partea tristă este dacă cei din lume nu înțeleg, dacă cei din afară nu pricep, dacă ei dau dovadă de o mare ignoranță. Uitați cum sună versetul 16. Și în momentul de ce urmează, aș vrea să ne concentrăm asupra unei probleme foarte importante. Care să ne răsune în cursul acestei săptămâni și să ne facă să luăm niște decizii noi. Și discipolii lui nu au înțeles acestea la început. Dar, după ce Isus a fost glorificat, atunci. Și-au adus aminte că aceste lucruri au fost scrise despre el și că ei îi făcuseră aceste lucruri. Nu știu cum e percepția dubitare vis-a-vis de acest verset, dar vreau să vă spun că este unul care pe mine cel puțin mă întristează enorm mai pot să mai accept cât de cât ignoranța celor din afară. Dar recunosc că mă supăr pe mine și pe dumneata pentru faptul că nu suntem în stare să clarificăm celor din jur ce evenimente prețioase trăim în ziua de astăzi. Și sunt șocat că multitudinea informațiilor și multitudinea anilor ce au trecut în care sărbătorim aceleași lucruri, vorbim despre aceleași valori, lumea persistă în această ignoranță de a nu recunoaște pe Hristos, de a nu înțelege pe Hristos, de a nu schimba mersul vieții și atunci, singurul lucru ce rămâne această dimineață la început de drum pentru noi, este să vă aduc un mesaj am intitulat Atenție la Marea Ignoranță. Atenție la Marea Ignoranță. Întrebarea care se ridica în Matei, capitolul 21, versetul 10, este o întrebare celebră. Vă mărturisesc din tot mesajul ce l-am pregătit, m-am dus să mă uit pe internet doar la această singură întrebare. Să o văd de câte ori apare. Întrebarea este așa. Cine este acesta? Mi-aduc aminte, la Tadafir, Şandru, institut, cum ne spunea cât de important este unde pui accentul. Cum calci pe întrebare. Câte mămăligă ai mâncat în ziua aia sau cu câte pasiune vorbești sau nu vorbești, schimbă tot sensul. Dacă ar fi acum să vă întreb pe dumneavoastră, aș putea să o pun sub forma asta. Și cine este acesta? Și poate că ai deduce din întrebarea mea o, o curiozitate, un interes real, o o deschidere a minții mele care să ignoreze uh, toată starea de neștiință și de fariseism în jurul meu. Mi-aș arăta un interes. Sau, sesizați, vă rog, acum modul care pun accentul. Și cine e acesta? Ca nu numai că mă face pe mine ignorant, dar transmit și un mesaj de indiferență și chiar de aroganță, care de fapt toate acestea trădează de știința mea și modul superficial în care privesc lucrul ăsta, ca și cum eu sunt cel care am autoritatea și dacă tot vrei să vorbim, hai să ne dăm puțină importanță. Cine e? Cine e acesta? Știți despre cine vorbim noi în această dimineață? Fratele meu și sora mea care vin la adunare de ani de zile. Iubitul meu ascultător ce urmărești, predici după predici. Știi dumneata cine este acesta? Știi despre cine vorbim? Mai vă dau un singur exemplu de ignoranță și apoi intrăm în, în ideile de bază. Spune cuvântul Domnului și la această dimineață că Hristos a intrat în Ierusalim. Pentru o puțină cultură generală, nu trebuie multe, știi că Ierusalimul este locul, este centrul religiozității, a religiunii, până în ziua de astăzi. Acolo se întâlnesc cele mai mari religii, creștinismul, iudaismul și islamul. Și toate trei, în aceeași locație, în același sens, la acea stare își petind autoritatea. Întrebarea care ar face cu adevărat diferența și care te-ar motiva pe tine și pe mine și pe cei din jurul nostru la o adevărată schimbare a vieții și a mentalității, ar căpăta mare sens cine este acesta și ar trebui să răspunzi cine este. Și totuși, ignoranța este așa de mare atenție la marea ignoranță. În teologia noastră trebuie să avem un răspuns foarte clar. Dacă cineva ne întreabă pe stradă, dacă cineva vine cu un microfon și ți se adresează în sensul acesta, dacă cineva te vede de entuziasmul, mă rog, din toată inima să ne vadă săptămâna asta atât de plin de pasiune și de entuziasm și de dragoste pentru Hristos încât să vină cineva și să te întrebe, hei, pentru ce faci lucrurile acestea? De ce ești în stare să îți scoți inima în fața mea, să-ți pui valori înaintea mea, să arăți ceea ce simți? Pentru cine toate acestea? Să ajungă să mă întrebe cineva cine este acesta? Și eu să fiu în stare, în această dimineață, împreună cu dumneata, la această săptămână glorioasă, să spun cuvintele Apostolului Pavel, Filipeni, capitolul 3, versetul 10 și 11. Și ascultăm și declarăm lucrul acesta și să-L cunosc pe El. Și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Dacă ar fi posibil cumva să ajung la învierea morților, strigați-o sana, strigați gloria lui Isus, strigați slavă lui Dumnezeu, dați și se împreună cu mine acestuia ce este Hristosul. Aleluia! Mai ce, ce diferență uriașă între oameni conduși de sentimente precare, doar niște oameni care se bazează pe experiențe senzoriale, pe anumite întâmplări, care vin și pleacă, și pe un om care s-a întâlnit și a pus și el întrebarea asta. A întrebat el pe Dumnezeu. Și după ce Dumnezeu se descoperă, vin răspunsurile acestea atât de clare. Eu știu acum să spun: nu sunt ignorant, nu sunt afectat de religii, de tradiții, de obiceiuri, nu, nu rămâns doar într-un singur moment de glorie, dacă trebuie să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui și să ajung la înviere cu El, acesta este Domnul meu. Acesta este Isus. Dă voi să spun că nimeni nu te poate face ignorant, ci îți va spune că ești cunoscător alege în această dimineață. Cum îl recunoști pe Isus? Cum vii tu înaintea mulțimilor, cum te strecor tu în mijlocul acestor haine puse jos, acestor stări de extaz, strigăte, mâini și așa mai departe. Cum îl recunoști tu pe Isus și cum îl prezinți? În primul rând, trebuie pe Isus ca să învingi ignoranța celor din jur, să-l recunoști și să-l prezinți în lumina și adevărul Scripturii. Știu că nu sună politic și știu că nu e atractiv și știu că nu este cu blitz blitz și cu tot felul de lumini, dar este fundamental. Dacă nu vrei să fii ignorant și dacă vrei cu adevărat să înțelegi ce a făcut Hristos, aici, frați și surori, să ne întoarcem la Evanghelie, să ne întoarcem la Scriptură, să lăsăm deoparte toate aceste lucruri care se par că lucrează, că funcționează, că ne aduc mai aproape de Dumnezeu și că avem noi așa o cunoaștere profundă. Singura cale de cunoaștere profundă al Dumnezeu este Cuvântul Sfânt. Fii îmbibat de Scriptură fi plin de cuvântul lui Dumnezeu. Lasă cuvântul să devină viață în tine și în mine și îți promit în numele lui Isus Hristos, nimeni nu te va putea numi ignorant și îți va spune că ești fiu de Dumnezeu. Mm -hmm. Pentru că l-ai înțeles pe El, pentru că l-ai urmat pe El. Spune cuvântul lui Dumnezeu, în Matei 21,6, ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. În Matei 21 cu 4, toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice și în textul de astăzi, cuvântul lui Dumnezeu îi se spune foarte clar că acești ucenici au început să înțeleagă după ce i s-a glorificat și atunci și-au adus aminte că acestea au fost scrise. M-am gândit de foarte multe ori, câte lucruri valoroase, câte momente de adâncă părtășie, ce frumusețe, ce valori pierdem noi pentru faptul că nu știm scripturile. Săteam pe scaun și mă gândeam la punctul acesta în viața mea, în inima mea și mi-a spus Sufletului meu. Eu nu te chem în această dimineață să știi lucrurile acestea pe de rost, să le iei, să le citești și când te întreb de nou, să știi clar că este la început și că revelația, apocalipsa este la final și... E foarte bine dacă le știi și mă rog să le știm, trebuie să le știm. Dar mi-am vorbit sufletul meu și mi-am dat seama că de fapt când vă voi îndemna să ne aducem aminte ce este scris, este să ne însușim cuvântul lui Dumnezeu. Să fie viu pentru mine și pentru tine. Să facă sens pentru mine și pentru tine. Să poarte un cuvânt de clarificare, de zidire. Să fie relevant pentru nevoia ta și nevoia mea. Să-ți aduci aminte că întotdeauna cuvântul îl va prezenta pe Hristosul cel glorificat. Slăviți să fie numele. În al doilea rând, trebuie să recunoaștem pe Hristos în a da la o parte mare ignoranță prin valorile și acțiunile noastre și le-a pus împreună. Puteam să stau să poposesc puțin și să vă prezint uh, valorile și apoi să vorbim despre acțiuni. Dar cuvântul îmi place că în vesetul din Matei 21, versetul 10 și 11, uitați ce spune, când a intrat în Ierusalim, Toată cetatea s-a pus în mișcare, și fiecare zicea: cine este acesta? Ca să identifici pe cineva, ca să fii în stare să vorbești pe cineva, trebuie să știi să vorbești despre ceea ce crede el și despre ceea ce face el. Versetul 11. Este? Și m-am gândit: Ce poți dumneata astăzi? bazat pe valorile ce le ai în viață, pe principiile vieții dumitale, pe modul în care te comporți și te manifesti, ce ai putea să spui despre Hristos? Te treabă colegul de muncă. Poate că se face un sondaj pe stradă. Poate chiar Dumnezeu vrea să te cerceteze și să-ți dea parte revelației și îl te întreabă. Cine este acesta? Ce știi tu să răspunzi? Te-ai gândit la acest cea de sărbătoare când toată mulțimea strigă și poate că te pierzi în mulțime și ai zis, am scăpat? Mă și eu, analizez, dacă trebuie să răspund, dacă nu, nu. Dar întrebarea rămâne, dacă ar fi să te întreb, să vii la tine după slujbă, să spun, hei, cine este acesta? Ce răspunde? Este Isus prorocul din Nazaretul Galilei. Ioan îl prezintă ca fiind împăratul. Și fiecare evanghelist își aduce, cum se zice, durerea lui, percepția lui despre Hristos. Cei mai mulți din norod, versetul 8, își așterneau hainele pe drum. Alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Nouă. Noroadele care mergeau înaintea lui Isus și cei ce veneau în urmă strigau. Și nu m-am oprit, m-am educat să nu strigau. Pe ce strigi? Mi-ar plăcea, mi-aș dori ca Biserica să se strige astăzi. În mare ignoranță, care trăim în societatea din ziua de astăzi, mi-ar plăcea Biserica să aibă o voce. Să transmită Biserica ceea ce crede și a ce trăiește și să aducă o declarație încât oamenii să rămână străpuși în mintea și inima lor și să înțeleagă Osana, fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Osana în cerurile prea înalte. Știi tu ce strigi? Știi tu ce am strigat mai înainte? Ai înțeles tu despre cine am vorbit? Ai înțeles tu dimensiunea cerului, ai înțeles tu dimensiunea vieții tale trăite acum și aici, ai înțeles așteptarea pe care o ai. Știți că Osana, de fapt, nu este final ce o cântăm noi acum și motivul acesta de laudă și de adorare. Oșiana, în limba ebraică, de fapt, la temelia conceptului, are următorul mesaj. Doamne, mântuiește-ne! Câteva oameni ați auzit? Doamne, ai milă de noi! Doamne, avem nevoie de Tine! Doamne, când spun o sana, asta înseamnă că sunt dependent de tine în totul. În ce gândesc, în ce simt, în ce trăiesc, în modul în care vreau să... Nu, nu vreau să te doresc pe tine. Osana, ai milă, Doamne, de mine. Ai milă de casa mea ai milă de poporul tău. Doamne, mântuiește-ne. Și când ajungi sigur la relația cu Hristosul și tu spui că este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și e mântuitorul tău, sigur că la final nu mai ai cum decât să spui o sana, slăvit să fie El, glorie Lui și să-i aduci laudă pentru totdeauna mărirea lui Isus în veci de veci. Vei face lucrul acesta în încheiere dacă se va întâmpla câteva lucruri în viața mea și în viața ta. Atunci când cântăm și atunci când ne rugăm și atunci când strigăm și atunci când Îl recunoaște pe Hristos, este datorită transformării, a renoirii, a minții, a comportamentului, a asemănării noastre tot mai mult. Atenție, vă spun ceva. Imaginea mea înținută, în vorbă, în principiile în care rămân statornic, sunt oglinda celui în care m-am încrezut. Aș vrea în această viață să te întreb cu cine te asemeni astăzi. Nu laud mișcări aici, nu. Dar mă doare inima când mă uit la mulți dintre noi care au crezut și au știut. Și așa au evoluat în în toate direcțiile. Așa o mică paranteză. O mică paranteză te asemeni tot mai mult cu lumea și tu spui că el de fapt te asemeni cu Hristos. Copiii tăi se aseamănă tot mai mult cu lumea și tu spui că o faci pentru că vrei să asemeni cu Hristos. Mare ignoranță, nu cumva, dar știu că nu, nu putem, mergem mai departe. Trebuie să existe lepădare. Ca să-ți dai jos haida de pe tine, Evreii nu erau chiar așa de bogați în vremea aia ca să-ți dai tu jos haina de pe tine. Înseamnă că ești gata să renunți la ceva. Pentru foarte mulți dintre ei, inclusiv în cu vorbirea cu Domnul Iisus, dacă cineva își cere ce? Ce zice? Deci avea o anumită valoare, nu? Ca să fii în stai să-ți dai haina de pe tine. Asta înseamnă că ai înțeles, simți, trăiești, ești gata să te lepezi. Și că ei s-au dezbrăcat și-au aruncat haina. Au put... Să nu imaginați că este parcaia noastră curată. Așa că eți voi că era atunci parcaia noastră curată, că pui pe jos haina, o ei puțin o scutură, o iei pe tine, că aproape nimeni n-a văzut nimica era mizerie. era multă mizerie și tu îți pui haina și știi că s-ar putea să nu mai e niciodată. Eu nu știu dacă ar trebui să o mai iei, nu știu dacă trebuie să o iei. Știi, și așa cu lepădare de tine, de sine, încât îți dai haina și știi că peste ea ai vrea să treacă Iisus. Noi, loc să le pădăm din toate lucrurile viacului în care trăim și din toată mizeria asta în care trăim, noi adăugăm. Noi adăugăm la viața noastră și la trupurile noastre și la dar o Știți de ce nimeni nu mai aude glasul nostru? Pentru că dacă strige Pentru foarte mulți din cei din lume, atenție mare, că vorbim despre mare ignoranță, pentru cei din lume, strigătul tău sau strigătul de la Lakers. Repet. strigătul meu și al tău și strigătul de la Lakers care produce mai multe emoție. Care face mai mult sens. Care transformă. Despre cine vorbim mai mult? Pe cine purtăm pe hainele noastre? Că Kobe Bryant a murit, cele mai mari vânzări din istoria unei ținute a fost în momentul în care s-a anunțat că a murit. Au rămas storurile, magazine, fără de tricourile și în lui Kobe Bryant. Stau și mă gândesc astăzi ce mare ignoranță când se uită omul la mine și la tine și nu e în stare să-l vadă pe Hristos. Pentru asta trebuie să rămâi fidel principiilor și valorilor lui Dumnezeu și să nu te asemeni cu lumea. Ca al treilea rând, înseamnă jertfă. Este transformare, lepădare și jertfire. Noi trebuie să murim față de lucrurile create ce domină viața și să trăim pentru Cel ce le-a creat. Mi-a plăcut mult citatul ăsta. Aș vrea acum în încheiere să te întreb cum sărbătorești tu astăzi? Pe unde ești în acest moment? Ești la momentul ăla unde ai renunțat la tot ce lumesc, la toate obiceiurile din trecut, sau ele încă mai vin cu tine. Tu lași aia jos și imediat dat-o pe tine și ai zis, gata, a trecut, a plecat Hristos. Ești acolo atât de marcat de Hristosul pe care îl sărbătorești încât să-dai ți dai seama că te să-ți pui ordine în minte, în inimă, în viață, în toate aspectele, să-l onorezi pe El. Și în ultimul rând, vreau să te întreb în aceste momente ale mari ignoranțe. Tu, omule, care spui că l-ai cunoscut pe Hristos tu omul care e astăzi aici și îl proslăvești pe el. Vreau să te întreb în final. Ești tu gata să-L întâmpini pe Iisus? Ești tu gata când îl vei vedea pe Hristos sau să-i spui până atunci tuturor, îl cunosc pe El și cunosc puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. Și am ales să mă fac asemenea cu moartea Lui. De ce? Dacă ar fi posibil. Dacă nu vine Hristos, ce fain s-a prezentat dimineața la... Nu se putea mai frumos și îl ferici din inimă pe tigei pentru imaginea clară. Hristos vine. Hristos vine și El nu vine, El nu vine așa cum credem noi. El vine cu autoritate. El vine cu putere. El vine ca Dumnezeu stăpân. El vine ca unul care nu contează dacă l a ignorat sau l-ai slujit. El vine. Ar fi așa o mare dramă în ceas de sărbătoare, în săptămână așa de importantă, în momente atât de glorioase de har, să nu înțelegem cine este Isus. Ar vrea în această dimineață să te chem. El este aproape. Fii gata. Du-te acasă. Ia-ți soția, ia-ți copiii. Dă telefon la cei dragi ai tăi și spune-le, vine Isus. Se aude, este tot mai aproape. Și eu vreau, cu toată casa mea, să fiu aproape de El, cu Biserica Emanuel. Vreau să fiu cât mai aproape de El și de momentul venirii Lui. Vreau să mă găsească gata. O, aș vrea să fim toți gata. Domnul să ne ajute, Domnul să ne dea putere. Astăzi să strigăm din inimă, Osana! Și când îl vom vedea pe el în ziua aceea să strigăm, Osana, am strigat-o aici și strig în locurile prea înalte împreună cu Domnul și Mântuitorul inimii mele. Amin.